Salut! Înlocuirea butucului din portieră de la Skoda Fabia din 2001. Ai nevoie de butuc, de o cheie Torx, de tipul ăsta, T8 sau T9. Bagi pe gaura aia, trebuie să fie cheia suficient de lungă pentru a intra acolo. Ai nevoie de 3-4 cm în portieră, după aia în afară încă vreo 2 ca să ai loc unde să învârți cheia. Desfaci rubul ăla, după aia prin metoda pârghiei, pentru că nu am avut cheia originală ca să pot trage cu cheia în mod normal, sucești un pic cheia în ială și după aia tragi cu cheia de ială și ea trebuie să iasă. Așa că am agățat cu sârmă de acolo, după aia am luat o șurubelniță și am făcut pârghie pe tablă. Între tablă și șurubelniță trebuie să pui un material ceva ca să nu zgârii vopseaua. La urmă, am avut surpriza că nu mai stătea la fel de bine butuc în ială, așa că am pus niște lipici pe lângă butuc și stă foarte bine, funcționează foarte bine. Pe data viitoare, toate cele bune!